În starea de pandemie, rugăciunea este izvor spiritual de pace și speranță, iar solidaritatea spirituală și materială cu cei aflați în suferință este izvor de curaj și de bucurie. Mai ales acum, când lumea trece printr-o perioadă tristă și dificilă din cauza pandemiei coronavirusului, avem nevoie de o credință mai puternică, de ajutor pentru a ne restabili sănătatea sau de a ne proteja de boli. În acest sens, rugăciunea către Dumnezeu Vindecătorul sufletelor și al trupurilor noastre, care este izvor de tămăduiri, este menită să ne întărească în credință, să ne mulțească iubirea față de Dumnezeu și față de semeni și să ne dăruiască speranță că vom trece prin această încercare cu ajutorul Lui. Astăzi, în contextul noii pandemii de coronavirus, COVID-19, când vedem în jurul nostru atât de multe semne ale bolii și ale morții fizice, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru toate persoanele bolnave, dar și pentru toți medicii și personalul sanitar, pentru toți voluntarii care ajută pe cei bolnavi și pe cei aflați în izolare, precum și pentru toți cei ce lucrează cu devotament pentru sănătatea și binele ființelor umane afectate într-un fel sau altul de această pandemie. În același timp, iubirea izvorâtă din rugăciunea pentru cei adormiți în Domnul este mai tare decât moartea. Pomenirea în rugăciunea celor adormiți în Domnul este un act de credință, de speranță și de iubire. Prin urmare, chiar și atunci când suntem lipsiți de participarea fizică la serviciile religioase, ar trebui să comunicăm spiritual cu Dumnezeu prin rugăciune, ascultând și citind Cuvântul lui Dumnezeu, ascultând slujbele bisericii și prin multe fapte de milostenie, inclusiv prin iertarea aproapelui și împăcarea cu toți cei pe care i-am supărat, astfel încât să ne arătăm marea noastră iubire față de Dumnezeu și față de ceilalți oameni. În acest context, biserica suferă mult, deoarece slujitorii ei nu se pot ruga împreună în aceeași biserică, în același lăcaș de cult cu credincioșii. În acest sens, casele credincioșilor din parohii devin paraclise sau capele familiale, care, prin rugăciune, țin legătura cu bisericile din parohii, mărturisind credința comună în Domnul nostru Iisus Hristos.